Antonis Constantinides mai avea contract până în vară. Cipriotul le-a mulțumit fanilor, acționarilor, staffului și jucătorilor. I feel this club give me more than what I give them. Simt că acest club mi-a oferit mai mult decât am oferit eu la rândul meu. And that's why I said will be in my heart forever. Și de aceea am spus că vor fi în sufletul meu pentru totdeauna. I want to thank everybody. Vreau să vă mulțumesc tuturor. All the players who working with me in this one and a half season, tuturor domestic, care lucrau cu foreigners, mine, an și jumătate, localnici, străini. I want especially to thanks my assistant coach Claudio Ilonescu from the first day when I am here in this June when I come to sign until today it was near to me, help me from everything for everything. Vreau să mulțumesc și mie personal pentru că din prima zi în care a venit aici în iunie și până astăzi am fost alături de el și l-am ajutat ori de câte ori am avut ocazia și oportunitatea. And of course the committee, Mr. Badescu, Mr. Combanașo, of course. And I don't want to say anything about Mr. Ciurel. Și de asemenea conducerii domnului Badescu, domnului Combanașo, bineînțeles, și vreți să spun ceva, și nu vreți să spun ceva despre domnul Ciurel? I know it was the person who decided to come here as a coach and I want to thank I was hoped to be here in the comic because I want to thank him face to face, but anyway, I want to thank Mr. Ciurel. Știu că a fost persoana care m-a dorit pe mine aici ca antrenor și datorită lui am ajuns aici. Speram să fie astăzi la meci, mulțumesc față în față, însă nu s-a putut, astfel că va trebui să-i mulțumesc așa. Energia în ultimii 3 ani este cea mai de succes echipă din România. A câștigat o Cupa României, a mers în Final Four și a terminat pe locul 3 în Euro Challenge. A terminat campionatul pe locul al 3-lea, acum este în ultimele 32 în FIBA Europe Cup. Este în sferturile de finală ale Cupei României, cu un pas înainte de Final Four. Iar dacă echipa va câștiga restanța cu CSM Oradea, va fi undeva pe locurile 5-6. And I mean this, Energia is the most successful team in the last 3 years in Romania and we have to protect this club. Și subliniez ceea ce spun, Energia este una dintre echipele de cel mai succes în România în ultimii 3 ani și trebuie să facem ceva să susținem acest club. But this is the first reason is this what I said about the fans. They love sports and we have to give them sports. Și primul motiv este cel care v-am spus despre fani, iubesc sportul și trebuie să-l oferim sport. Și antrenorul grupării Dinamo a comentat plecarea lui Constantinides de la Energia. Alexander Todorov a fost antrenor la Târgu Jiu pentru câteva zile înainte ca oficialii clubului să-l aducă pe Antonis Constantinides. Simt personal că nu am făcut o greșeală atunci, am avut un sezon foarte bun la echipa mea precedentă, de asemenea Energia și-a găsit un antrenor excelent și a avut rezultate foarte bune, poate cu mine antrenor nu ar fi avut asemenea rezultate, însă asta este viața și la un moment dat trebuie să iei unele decizii. Când a plecat, cipriotul nu și-a luat rămas bun. Se pare, spune că speră să revină la Târgu Jiu. Acum însă merge în Kosovo, unde va antrena gruparea Sigel Priștina. Cu fiul său mai mic în brațe, tehnicianul a salutat fanii pentru ultima dată la Târgu Jiu. Vă mulțumesc!